Cum arată prima conversație dintre Zani și Alex Velea? Incredibil care a fost primul mesaj trimis de câștigătorul Survivor România. Avem prima conversație dintre Zani și Alex Velea. Ce și-au spus cei doi artiști? Alex Velea și Zani s-au cunoscut în urmă cu ceva ani, iar de atunci au o relație strânsă de prietenie. Însă, cum au reușit cei doi artiști să se cunoască? Avem prima conversație dintre câștigătorul Survivor România și iubitul Antoniei. Cum s-a cunoscut Alex Velea cu Zani? Fără doar și poate, la momentul actual, Zani este un fenomen. De când l-a cunoscut pe Alex Velea, faimosul a reușit să-și creeze o carieră în industria muzicală și să scoate piese care au devenit instant apreciate de sute de oameni. În cadrul unui interviu, Alex Velea a vorbit despre cum s-a cunoscut cu Zani și de la ce a pornit prietenia între ei. Se pare că, în urmă cu ceva ani, artistul i-a trimis un mesaj pe contul său de Instagram, iar iubitul Antoniei, cum a văzut mesajul, a simțit că trebuie să răspundă. De atunci, este unul dintre băieții de aur al lui Alex Velea, iar în 2019, Zani a scos prima piesă cu ajutorul prietenului său. Mai jos veți putea observa prima conversație dintre Zani și Alex Velea. Mi-a dat un mesaj pe Instagram, dă-mi putere să dau și eu mai departe. Și eu l-am întrebat, o pârlești bine? Ai mai cântat, care e treaba? Nu am mai cântat, dar simt că pot să cânt. Și am zis, la mine studio, nu că e coadă, dar sunt câțiva băieți care vor să facă fix cam aceleași lucruri. Eu nu am timp de așteptat, eu vreau să fac acum. Zic, bine, hai vino la studio să văd ce poți să faci. Așa a început călătoria noastră muzicală. În 2019, în toamnă cred că a scos prima lui piesă Caut cheia, practic povestea lui de viață spusă așa, în 2 minute jumate. Mai are o piesă, după care a început să apară pe materialul ăsta Trapmanele All Stars, Omar este colegul lui de trupă, a mai spus Alex Velea.